Deschideți, vă rog, Evanghelia după Matei, capitolul 25. În această dimineață vom împărtăși împreună acest cuvânt care va vorbi despre responsabilitate, va vorbi despre slujire, dar va vorbi mai mult despre un lucru care ne este atât de comun în aceste zile și poate reușim în această dimineață să ne uităm la el din altă perspectivă. Matei 25, de la versetul 14 la 30. Voi citi cuvântul Domnului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, că seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi dai banii la zarafi. Și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea din prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Cuvântul cheie pe care îl vom discuta în această dimineață este cuvântul criză. Vom vorbi despre criză. Și titlul acestui mesaj conține acest cuvânt, și anume vom vorbi despre criza de un talent. Criza de un talent. Ce se întâmplă atunci când cineva crede că a primit doar un talent, nu face nimic, nu face ce trebuie, ba dimpotrivă face ceea ce nu trebuie cu el, și asta îl costă viața sau chiar veșnicia. Acum, cuvântul acesta, criză, dragii mei, este un cuvânt la ordinea zilei. În toate articolele, în toate emisiunile, în toate interviurile, în toate evaluările care se fac la nivel social, la nivel politic, la nivel financiar, la nivel spiritual chiar. Se vorbește despre
criza în care se află lumea, criza în care se află Europa, criza în care se află America. Chinezii vorbesc și ei despre o criză în care se află China, chiar dacă se pare că ei au bani mai mulți decât ceilalți. Cei care studiază fenomenele spirituale sau fenomenele duhovnicești în biserică, și ei spun că avem de-a face cu un timp de criză, cu o perioadă de criză. De ce se ajunge aici? De ce suntem în această stare? Și parabola aceasta ne arată tocmai un asemenea caz. Haideți să ne uităm împreună la ce a vrut să spună Mântuitorul. A spus șirul acesta de parabole în mănunchiul pildelor sau parabolelor rostite în săptămâna patimilor. Le-a spus cu urgența și cu sentimentul celui care pleacă, celui care își încheie în câteva zile misiunea. Le-a spus vrând să comunice urgența, vrând să comunice responsabilitatea, vrând să arate că după plecarea lui, comunitatea lui de credincioși rămâne cu sarcini serioase și că fiecăruia Dumnezeu îi dă ceva de făcut. Și că până să vină stăpânul înapoi, după multă vreme, așa spune Evanghelia, după multă vreme stăpânul a venit înapoi. Și iată că au trecut 2000 de ani aproape și așteptăm să vină stăpânul. În timpul acesta însă ne punem serios întrebarea: ce am primit de la Domnul? Câți talanți am primit de la Domnul? Și ce am făcut cu ei? Vom vorbi despre criza de un talent ca fiind o criză caracterizată de trei elemente specifice, de trei lucruri, trei aspecte. Așa o identificăm, așa o putem observa, o putem vedea. Și vom vedea în viața noastră dacă este sau nu această criză, cum suntem noi. În primul rând, criza de un talent este o criză de semnificație, adică o criză de valoare. Sigur că acest om a fost supărat că a primit doar un talent. Supărat că ceilalți au primit mai mult ca el, ceilalți au fost apreciați altfel și el s-a socotit nedreptățit, s-a socotit subevaluat. O criză de valoare, o criză de semnificație. Ce valoare am eu? Ce pot să fac eu? Cum mă apreciază Dumnezeu și ce îmi dă Dumnezeu să fac? Și criza aceasta este întâi de toate o criză de semnificație. În lumea în care trăim, în țara în care trăim, oamenii sunt în căutarea semnificației. Oamenii sunt în căutarea fericirii, oamenii sunt în căutarea libertății. În 1776, când s-a compus declarația de independență, am să citesc un scurt pasaj de acolo. Cel care a contribuit foarte mult la acest document fundamental al Americii a fost cel de-al treilea președinte al Americii, Thomas Jefferson. Și am să citesc un pasaj de acolo care ne conduce la această idee. Ce caută oamenii? "We hold this truth to be self-evident," spune Jefferson, spune declarația de independență, "that all men are created equal." Toți oamenii sunt creați egal. "That they are endowed by their creator." Că ei sunt înzestrați, sunt binecuvântați, sunt dăruiți de la Creator, de la Dumnezeu. "With certain inalienable rights." Cu drepturi fundamentale pe care nu le poate lua nimeni de la ei. "Among those are," dintre acestea, enumere trei mari din ele. "Among those are life, liberty, and the pursuit of happiness." The pursuit of happiness. Dreptul de a căuta
fericirea, dreptul la viață, dreptul la libertate și dreptul la fericire. Vedeți, America nu garantează fericirea, nu garantează că o vei găsi, nu garantează că o vei avea, nu garantează că ți-o va da nici măcar America sau cineva de aici, doar spune că ai dreptul acesta la fericire, ai dreptul acesta la libertate, ai dreptul acesta la viață. Și oamenii sunt în căutarea fericirii, sunt în căutarea libertății. De aceea au venit mulți aici, au spus, în țara în care eram, nu aveam libertate de conștiință, nu aveam libertate de închinare, nu aveam libertatea să slujesc lui Dumnezeu așa cum aș fi vrut să slujesc și am venit în țara asta, că aici libertatea aceasta e asigurată. Dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la fericire. Și cu toate acestea, visul american se transformă adesea într-un coșmar american. Oamenii intră pe un drum înfundat, pe un drum închis. Unde e problema? Problema e de valoare, problema e de semnificație. Și anume, ce credem noi că suntem? Ce credem noi? Care e semnificația noastră? Care e valoarea noastră? Și așa că, fiind într-o societate materialistă ca asta și individualistă, cum este America și cum este Vestul, nu ne dăm seama că, de fapt, noi credem că suntem ceea ce avem. Foarte mult judecăm lucrurile prin ceea ce avem. Așa s-o cotim. Viața noastră pe care o avem, averea pe care o avem, frumusețea pe care o avem, sănătatea chiar pe care o avem, trupul pe care îl avem, frumos, și pe care cheltuim foarte mult ca să-l menținem. Inteligența pe care o avem, educația pe care o avem și pe care ne-am dobândit-o, și o școală costă enorm de mult, tinerii noștri termină câte un colegiu și au în spate 50.000, 80.000 student loan, ca să aibă educație, ca să fie pregătiți pentru viață, prieteniile pe care le avem, relațiile pe care le avem și pe care le-am făcut, suntem foarte mândri de asta și chiar reputația pe care ne-am făcut-o sau numele pe care ni l-am construit. Toate astea fac parte din, spunem noi, ceea ce suntem. Dar conjugăm existența noastră mai mult cu verbul a avea decât cu verbul a fi. În limba română sunt două verbe auxiliare care ajută la conjugare, care ajută la comunicare, dar de fapt ele simbolizează și un fel de a vedea viață. Este verbul a fi și verbul a avea. Ori în această societate materialistă, oamenii conjugă viața mai mult cu a avea. Și cred că ei sunt ceea ce sunt prin ceea ce au. Hai să-ți arăt. Uite ce mi-am luat, uite ce mi-am făcut. Toate acestea sunt bune, toate acestea sunt darul lui Dumnezeu, toate acestea sunt binecuvântările lui Dumnezeu, dar toate acestea nu definesc în adâncime și în esență cine suntem noi. Și atunci intrăm în criză. Dacă privim așa lucrurile, deja suntem în criză. Suntem ceea ce avem. O altă problemă. Suntem ceea ce spun alții despre noi că suntem. Approval addiction, se spune în limba engleză. Adică ajungi dependent, foarte dependent de ce spun alții. Acum să mă îmbrac așa, că și duminica trecută am fost și o să se uite alții la mine și o să zică săracul, numai costumul ăsta l-are. Și fără să ne dăm seama, transformăm adunarea într-un fel de paradă cu ce ne îmbrăcăm, cât de frumos. E frumos să te îmbraci și pentru Domnul te îmbraci și te îmbraci elegant și te îmbraci curat și nu e nimic rău cu asta. Ce e rău e să fii stresat că faci asta pentru ce o să zică oamenii. Și te controlează foarte mult părerea altora. Ajungi foarte dependent de opinia altora și vrei mereu să auzi. Dacă doi vorbesc în curte, ești foarte stresat când treci pe lângă ei pentru că zici, măi, precis vorbesc de mine și precis nu vorbesc bine de mine. Oare mă laudă?
Oare mă critică, oare le place de mine, oare nu le place de mine. Oamenii cred că sunt ceea ce spun alții despre ei că sunt. Și sunt atât de dependenți de asta și atât de mari probleme și serioase probleme au cu privire la aceasta. Nu e așa că ține minte critica cuiva ani de zile? Dacă cineva ne-a spus ceva bun, am uitat next week. Dar dacă cineva m-a criticat sau îmi zice ceva negativ, ani de zile țin minte. Oh, ăla mi-a zis atunci așa. Și mă afectează. Și mă deranjează. Și nu pot să uit, și nu pot să iert, și nu pot să merg mai departe, și nu pot să mă dezvolt în libertatea mea, în viața mea, în căutarea fericirii. Sunt un om care intră în criză, pentru că depind de ce spun alții despre mine. Sigur că încă de mic copilul se cultivă o anume demnitate de sine, un fel de self-esteem, cum se spune, demnitatea persoanei. Și dacă de mic copil el aude, nu ești bun de nimic, ești un neisprăvit, dacă e și o familie din asta mai dysfunctional, mama îi spune, zice, tot ești taică tău, nu o să iasă nimic bun din tine. And that's a big problem. Ești un mare zero, atâta ești, un mare zero. Sunt copii care au crescut în asemenea mediu, în asemenea cadru. Și foarte mult i-a afectat asta pentru viață. De fapt, ei sunt într-o criză de identitate, sunt într-o criză a valorii, sunt într-o criză a semnificației. Te-am știut că ești stăpân aspru, dar de fapt, eu sunt foarte nemulțumit că nu m-ai apreciat la valoarea mea și că, comparat cu alții, m-ai dat mai puțin. Dar de ce trebuie tot timpul să te compari cu alții? De ce trebuie tot timpul să te uiți la alții? De ce trebuie tot timpul să crezi că în grădina celuilalt iarba e mai verde și copacii sunt mai roditori? De ce? Pentru că suntem afectați de ce avem și suntem afectați de ceea ce spun alții despre noi. Vreau să vă spun cum se iese din criza aceasta. Trebuie să ne întoarcem la ceea ce spune Domnul despre noi. La ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Și Domnul Iisus le-a spus ucenicilor de multe ori, voi nu sunteți din lumea asta. Și lumea nu vă iubește. Pentru că nici pe mine nu mă iubește. Și lumea nu vă cunoaște. Nici nu vă cunoaște, nici nu vă iubește, nu vă așteptați să vă laude, nu vă așteptați să vă țină oamenii pe palme. Voi sunteți din altă împărăție, voi sunteți ai mei, voi sunteți ai Domnului, voi sunteți copiii lui Dumnezeu, nici măcar nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni sau vă numesc copii ai Domnului. Asta e identitatea voastră. La asta trebuie să vă întoarceți mereu. Nu priviți viața prin ce aveți sau prin ce spun alții despre voi, ci priviți viața prin ce spune Dumnezeu despre voi. Când i-a dat un talent, a știut de ce îi dă un talent și a știut ce se poate face cu un talent, i-a zis, măcar puteai să-l dai acolo la bancă și banca îl folosea și adunai un interes. Chiar dacă e mai mic, băncile totdeauna dau un interes foarte mic. Dar aș fi luat talentul acesta înapoi cu câștig. Este un text foarte frumos în Maleahi, în capitolul 3, versetul 17, unde ultimul profet al Vechiului Testament, în colecția de cărți a Vechiului Testament, spune: ei vor fi ai mei, zice Domnul, îmi vor fi o comoară deosebită și voi avea milă de ei cum are milă un tată de fiul său. Asta e identitatea noastră. Ei vor fi ai mei. V-am săpat în palmele mele, zice Domnul. Tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne
numim să ne facem copii ai lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, prin nașterea din cuvânt și din Duhul Sfânt. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta e valoarea. Asta e valoarea fiecăruia dintre noi. Asta e prețul care a fost plătit pentru fiecare din noi. Zice Sfântul Petru, ați fost răscumpărați nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre scumpe, ci ați fost răscumpărați cu prețul sângelui sfânt al Domnului Iisus Hristos. Jertfa din Golgota. Asta pune valoarea pe voi. Pe fiecare. Și pe homeless-ul ăla din stradă și pe cel care îți face hamburgerul ăla acolo când te duci să-ți iei la In-N-Out sau și pe cel care te servește la Walmart sau la alt magazin unde te duci și pe profesorul de la universitate și pe medicul acela chirurg celebru și pe academician și pe politician, pe toți. Domnul a pus aceeași valoare, același preț a plătit pentru fiecare. N-a zis, ăsta costă mai mult, ăsta costă mai puțin, ăsta e mai sus, ăsta e mai jos. Nu! Dar omul trăiește în criza aceasta de identitate, în criza aceasta a valorii, în criza aceasta de semnificație. Asta e prima criză. Criza de un talent este o criză de relație. Este o criză de relație. Lumea de azi e o lume disconnected, o lume deconectată, o lume fără relații profunde. Există ceva relații, dar sunt superficiale. Chiar și în familie, chiar și în societate, chiar și în biserică, chiar și în lumea în care ne mișcăm, în mediile în care ne mișcăm. E un foarte ciudat substitut, acest screen, acest computer în spatele căruia te ascunzi, îți creezi o identitate falsă, se pare că acolo nu te vede nimeni, nu te simte nimeni și de acolo poți să produci, de acolo poți să emiți, de acolo poți să scrii vrute și nevrute, poți să transmiți mizerii, poți să lovești, poți să jignești, poți să denigrezi, poți să zici ce-ți trece prin cap, și nici măcar nu se știe cine ești, că îți pui un nume fals. Și ai impresia că ești conectat, dar de fapt nu ești. Din punct de vedere personal, nu ești conectat deloc. Ci este o realitate bizară, o realitate bolnăvicioasă, dacă vreți, un fel de schizofrenie, un fel de cine ești cel de acolo, de pe bloguri, de pe site-uri, de pe chat-uri, de pe unde îți dai cu părerea și cel care ești cu adevărat. De ce asta? Asta este pentru că omul suferă criza de un talent, este criza de relație, este lipsit de aceste relații serioase, profunde, și pe verticală cu Dumnezeu, dar și pe orizontală cu cei de lângă El. Sigur că îl preocupă succesul și oamenii de azi apreciază foarte mult tinerețea și apreciază foarte mult succesul, dar tocmai pentru că este preocupat de succes prea mult, pune lucrurile în fața oamenilor. Pune lucrurile în fața oamenilor. Nu se gândește la oameni. Nu se gândește la relații. Știți care e cel mai trist om din pildele Mântuitorului? Este un om foarte trist. În pildele Mântuitorului sunt diferite caractere pe care el le zugrăvește și le prezintă și este unul care e extraordinar de trist. Știți de ce? Pentru că e extraordinar de singur. Știți care e acela? Să vedem dacă știți, dacă vă gândiți. Care credeți că ar fi? Luca 12. Unul care era foarte successful, unul care era foarte deștept să își multiplice banii, unul care și nu era nimic rău cu asta, că asta însemna binecuvântarea lui Dumnezeu, dar în lumea lui nu exista numai atâta. Ce am să fac? Well, era deștept. A zis, am să mă extind, am să investesc. Trebuie să știi unde să investești. Am să-mi dezvolt business-ul. Și el,
crește businessul și atunci eu sunt preparat deja și când businessul crește, deja am unde să mă extind. Gândesc înainte. Dar am o problemă serioasă, majoră. Nici măcar cu Dumnezeu nu vorbea. Și a zis în sine însuși. Era noaptea aceea în care el făcea planuri, noaptea aceea în care el nu dormea, noaptea aceea în care el se gândea la toate lucrurile acestea de succes. Din cer s-a auzit un glas care a zis, nici măcar nu i-a zis pe nume, e un mare anonim, un mare singur, un mare rupt de realitate, rupt de lume, rupt de Dumnezeu, rupt de prieteni, rupt de familie. Și Dumnezeu i-a zis, nebunule. Dumnezeu i-a zis, nebunule. Dacă te duci la tineri, dacă te duci la școala duminicală, nu la noi, hai să spunem așa, să sune mai... Ați văzut la noi, la școala duminicală, dacă te duci, ce se întâmplă? They will hear the Lord saying, be kind. Dar de multe ori am discutat cu tineri sau cu copii și dacă îi întreb, ce vrei să te faci? Spune că vrea să se facă trochist, sau vrea să se facă actor, sau vrea să se facă sportiv. Și dacă le întreb de ce, știți care e răspunsul, da? To have money. To have money. Tineri care vin și spun, frate Dorin, visul meu este ca la 30 de ani să am primul milion. Ah. Am fost într-o familie undeva, nu în Orange County, let's clear that up. It's a very important disclaimer. Și am găsit o familie tânără care mergea nu știu la ce seminarii și se certau. M-am dus, m-au chemat să fac pace, se certau, știți de ce? Pentru că li s-a băgat în cap în seminarele acelea că foarte curând ei o să aibă primul milion. Și acum se certau pentru că nu știau cum să împartă milionul. Nici măcar nu-i glumă, fraților. Nici măcar nu-i glumă ce vă spun, nici măcar, dar oamenii sunt atât de obsedați de a face bani. Un laureat al premiului Nobel pentru literatură a fost întrebat dacă regretă ceva în viață, care e lucrul acela care îl regretă cel mai mult. Știți cum a răspuns? A zis, regret că n-am aflat mai repede că ar fi trebuit să aflu mult, mult mai devreme în viață that there is nothing on the top of the mountain. Vreau să ajung succes, vreau să ajung celebru, vreau să ajung deasupra, vreau să ajung number one. And then you find out că acolo sus, unde e number one, you're so lonely, you're so empty, you're so disconnected, you're so unfulfilled. Ești așa de neîmplinit, ești așa de gol, ești așa de nefericit. Cu toți banii care să zicem că ei putea avea. Criza de relație. Știți cum se spune despre cineva care... And please, this is also dangerous. And it's just the way it is. Despre cineva care nu se mai însoară sau care nu se mai mărită. Știți cum se spune? Se spune, e deștept, e frumos, e cu minte, e sănătos. What's wrong? Then if you, dacă ajungi să vorbești cu cineva mai din anturaj, zice... A avut un eșec în dragoste. A avut un eșec în dragoste. Fata aceea sau băiatul acela a avut un eșec în dragoste. Adică a avut o relație frumoasă, a investit într-o relație frumoasă, a încercat să dezvolte o relație frumoasă și cineva i-a înșelat așteptările sau a trădat-o sau l-a trădat. Pentru că aici e problema.
Am fost creați de Dumnezeu și designul pe care îl avem în sufletul nostru am fost creat pentru relație. Așa ne-a creat Dumnezeu, să știți. Pentru relație ne-a creat. Dar ajungi prin experiențele vieții să spui așa, nu mai am încredere în nimeni. Ai spus jumătate din adevăr, dar dacă ai spus numai atâta și te-ai oprit, ești în criză și ești într-o criză de relație. Sigur că nu trebuie să ai încredere în nimeni. Și o să spui, da, e biblic, frate, și îți dau profetul lacrimilor, să vezi cum vorbește profetul lacrimilor. Știți cine, da? Ieremia, 17, versetele 5-6. Blestemat să fie omul care se încrede în om. Bun, dar uite ce zice până la capăt. Și binecuvântat să fie omul care se încrede în Dumnezeu. Adică Dumnezeu te învață lecția să nu te uiți la oameni, să aștepți de la ei ceea ce numai Dumnezeu poate să-ți dea. Să te uiți la om, să înțelegi că e om, să înțelegi că e limitat, să înțelegi că are cele mai bune intenții, dar nu poate, nu știe sau nu reușește și să nu aștepți de la el ceva perfect, ceea ce numai Dumnezeu poate să-ți dea. Dar dacă ești numai până acolo, că a, ce eșec am avut, ce dramă, ce tragedie cu propriul meu membru din familie sau cineva foarte aproape, prieten de copilărie sau, știu eu, your first love sau așa. Da, Domnul spune acolo, sigur, am vrut să vezi că nu poți să aștepți de la oameni ceea ce numai Dumnezeu poate să-ți dea. Dragostea perfectă ți-o dă Dumnezeu. Identitatea perfectă ți-o dă Dumnezeu. Restaurarea ființei tale completă și mulțumirea ți-o dă Dumnezeu. Oamenii care sunt nefericiți în felul ăsta sunt nefericiți pentru că Dumnezeu nu le e de ajuns. Cum să nu-ți fie de ajuns Dumnezeu? Ba da, ți-e de ajuns Dumnezeu, iar pe oamenii iubești așa cum sunt. Așa cum sunt imperfecți, cu problemele lor, dar nu te uiți la ei ca la Dumnezeu și nu aștepți de la ei să te trateze sau să-ți dea ceea ce numai Dumnezeu poate să-ți dea. Dar de multe ori criza de relație se blochează aici, pentru că zice, gata, nu mai am încredere în nimeni. Nu mai am. Nici în pastor nu mai am. Nici în soție nu mai am. Nici în soț nu mai am. Nici în tata nu mai am. Nici în mama, nici în propriul meu copil. Nu mai am încredere. Mi-am pierdut încrederea. Ce trist, ce grav. E o criză de relație. Dar în Dumnezeu trebuie să fie încrederea noastră. În Hristos trebuie să fie ancora noastră, fundația noastră. Totul ne vine de la El și prin El. Iar pe oameni care sunt prea iubiții Domnului, care sunt copiii Domnului, imperfecți deocamdată, pentru care a murit Hristos, de acolo îi luăm pe oameni, așa ne uităm la ei, nu vom aștepta de la ei niciodată ceea ce așteptăm numai de la Dumnezeu. Dumnezeu e singurul care ne iubește, fără condiții, este singurul care ne conduce, este singurul care ne ajută, este singurul care ne vrea binele mai bine decât noi înșine ne vrem binele. Și atunci sunt împăcat. Iar cu oamenii dezvolt o relație în Hristos și investesc în ei prin Hristos și cu dragostea lui Hristos, dar nu am pretenții de la ei a fi perfecți. Ca să nu fiu dezamăgit, să nu fiu descurajat. Și o altă problemă, pe lângă succes, pe lângă relații, o altă problemă a crizei vine din faptul că nu înțelegem suferința. Nu înțelegem suferința. Nu înțelegem că Dumnezeu folosește suferința ca pe un instrument pentru schimbare, pentru maturizare. Practic, criza în felul ei are și ceva bun. Adică criza face parte din procesul de creștere. Copilul mic are perioadele lui ciudate, care nu le înțelegi. Și atunci părinții spun, oh, the crazy two, the crazy three, the whatever, nu știu cum mai știu ei să spună despre... E numai o perioadă, e numai un sezon prin care trece el.
După aceea vine cel mai greu sezon de criză și de transformare, nu? Adolescența, când se uită în oglindă și arată ca un om mare, dar la minte și la suflet e încă copil. Vrea să fie tratat ca un om mare, dar nu vrea să fie responsabil ca un adult. Și face o grămadă de năzbâtii la vârsta aceea și la vârsta aceea ca părinte trebuie să fie extrem de atent și de rugativ și de aproape de ei. Dar credeți că se termină criza cu asta? Nu se termină. Unde e mai ciudat este că când adolescentul trece prin criză, este tocmai când părintele trece prin criză. Deci când el are, în medie, când adolescentul are 17, 15, 17 ani, tocmai atunci părintele lui are 40-45. Și atunci femeia trece prin perioada ei de menopauză și bărbatul trece prin perioada lui de andropauză. Și ei sunt în criză și el e în criză. Și sunt două crize care se bat cap în cap. Și nimeni nu înțelege pe nimeni. Și toată lumea e nervos și toată lumea dă cu mâinile în sus. Și nu pot să avea o discuție. De ce? Pentru toată lumea e în criză. Și mai dăm vina și pe criza care e în lume, nu găsim joburi, nu găsim școală, nu găsim, nu avem bani cu ce să ne plătim bilurile. Ce se întâmplă cu lumea asta? Cu lumea asta se întâmplă ce vrea Dumnezeu să se întâmple, iar noi trebuie să avem ancora în Hristos, în Dumnezeu. Ca să ne păstrăm echilibrul, identitatea și relația. Relația noastră este pe verticală cu Dumnezeu și pe orizontală cu copiii lui, cu cei dragi, cu oamenii cu care Dumnezeu ne pune împreună. Dar trebuie ca aceste relații să fie sănătoase, să fie puternice, pentru că suferința, sigur că la esență și ontologic, suferința aceasta vine din cauza neascultării, din cauza păcatului. Este acea triadă tragică care înseamnă durere, care înseamnă vinovăție și care înseamnă în final moarte. Omul în grădina Eden, după ce a păcătuit, după ce a întors spatele lui Dumnezeu, primul sentiment care l-a avut a fost sentimentul de vinovăție, de goliciune. A fost dat afară din grădină, rupt de Dumnezeu. Relația s-a rupt. Apoi a venit durerea aceea când te-ai dus ca părinte să-ți găsești copilul înjunghiat în câmp și să afli că, de fapt, cine a făcut asta nu e altul decât propriul lui frate. Și să mergi pe fir și să descoperi că, de fapt, nu s-au bătut nici de la bani, nu s-au bătut nici de la neveste, nu s-au bătut nici de la averi, nu s-au bătut nici de la alte mofturi, ci s-au bătut de la religie. De la religie. În numele religiei s-au făcut crime odioase în istorie. Această triadă tragică, vinovăția, durerea și moartea. Când ești helpless și ești hopeless, adică fără speranță și fără ajutor. Dumnezeu n-a vrut așa. Chiar când l-a dat afară din grădină, i-a dat un cuvânt profetic și a spus: nu se termină aici, nu ăsta e finalul. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Adică cel care se va naște din Fecioara Maria, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va învinge și vinovăția noastră, păcatul nostru, îl va pironi pe calvar, va învinge fricile noastre, va învinge durerea noastră, va învinge suferința noastră și va învinge și moartea. Ultimul vrășmaș care va fi biruit va fi moartea. Dar asta înseamnă să ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu, reală, puternică, sănătoasă, pe verticală, și atunci vei avea și pe... De asta n-a zis: măi, oameni buni, voi ați primit 5, voi ați primit 2, eu am primit numai 1. Hai să văd ce faceți voi cu aia 5, ce faceți voi cu aia 2, hai să văd cum lucrați voi și să mă învățați și pe mine cu ăsta 1 ce pot să fac. Nu era nicio relație, nu era nicio conexie, nu era nicio discuție, nu era nicio comuniune, nicio părtășie. Decât bitterness și amărăciune și invidie și gelozie și nemulțumirea că mie mi-a dat
numai unul. Problema era că relația dintre el și stăpân era teribil de rea și de falsă. Am știut că ești om rău și că ești aspru. Foarte mulți cred despre Dumnezeu așa. Dumnezeu e rău, Dumnezeu e aspru, Dumnezeu e mereu pe urma noastră cu bâta să ne atingă, să ne execute, să ne pedepsească. Așa că problema aceasta a suferinței este problema greu de înțeles pentru cei care sunt în criza de relație. Doresc succes, doresc relații perfecte, oamenii nu pot să dea și nu înțeleg suferința. Există foarte multe mărturii în privința asta. Eu am un singur exemplu aici, nici nu știu dacă am ales cel mai bun exemplu. Există un om care a avut un accident foarte grav și după accident, de la gât în jos, a rămas paralizat. Jerry Long este numele lui. Și în timpul suferinței lui, în timpul recuperării lui, cineva i-a dat o carte, cartea unui doctor evreu, Viktor Frankl, În căutarea semnificației, So Man Search for Meaning. Și Viktor Frankl a fost un evreu din Viena, din Austria, dus în lagărul de la Auschwitz, împreună cu soția lui, împreună cu părinții lui. Singurul supraviețuitor, părinții lui au murit în camerele de gazare, soția lui a murit acolo. El e singurul care a supraviețuit. Și când a ieșit de acolo, a scris cartea aceasta, În căutarea semnificației, Man's Search for Meaning. A spus că omul are de la Dumnezeu o putere a spiritului, a Duhului, care l-a pus Dumnezeu în el și care îi dă putere să treacă prin orice suferință, prin orice necaz. Și că e o chestiune de atitudine, de cum te uiți la lucruri. Și atunci, omul acesta bolnav și paralizat a citit cartea lui Viktor Frankl și a înțeles. Și a rămas celebru cu o expresie și a zis așa, I broke my neck, but it didn't break me. My life is abundant with meaning and purpose. Mi-am frânt grumazul, dar asta nu m-a frânt pe mine. Viața mea are semnificație, are valoare, are bogăția relației pe care o am cu Dumnezeu. Și Viktor Frankl spune, am ieșit din Auschwitz mai întărit. Ce m-a salvat, ce m-a ajutat cel mai mult a fost credința în Dumnezeu. Iar credința mea în aceste suferințe, în aceste necazuri, a devenit mai puternică. Depinde cum te uiți. Nu ce ți se întâmplă în viață, ci cum te uiți la ceea ce se întâmplă. Ce faci cu ceea ce ți se întâmplă. Wow, mi-a dat numai unul. Mă duc acasă și fac un pity party, că numai un talent mi-a dat. Pe mine mă pune numai joia, pe mine mă pune numai o dată pe lună, mă pune o dată la 6 luni, mă bagă în seamă la serviciu, pe mine nu mă vede nimeni, pe mine nu mă apreciază nimeni și deja sunt în criză. Criză de relație, criză de semnificație. Și al treilea lucru, criza aceasta este o criză de viziune. O criză de viziune. Pentru că chiar dacă ai primit numai un talent, dacă ai din partea lui Dumnezeu viziunea, ce să faci cu talentul acela? O, faci lucruri extraordinar de mari cu talentul acela. Să știi, foarte mari. Omului nu i s-a luat abilitatea de a alege și de a visa. Dreptul ăsta de a visa nu ți-l ia nimeni. Sigur că uneori visăm, cum spune Eminescu, pasărea mălai visează și nebunul visează balamuc. Dar în același timp Dumnezeu îți dă viziune ce să faci cu ce ți-a dat El. Pentru că succes înseamnă mai multă responsabilitate. Când a zis, a făcut încă 5, ăla nepus în lucrare, luați-l și dați-l la cel care are 10.
dați-l la ăla, pentru că are mai multă responsabilitate. El știe că tot ce a dat Dumnezeu trebuie pus în slujbă, trebuie pus în lucrare, trebuie pus în acțiune. Societatea de azi, spuneam, apreciază foarte mult tinerețea și apreciază foarte mult succesul. Calitatea tinerilor este că au energie, au potențial, au viziune, au timp, au viitor. Bătrânii nu mai au energie, nu mai au timp, nu mai au oportunități, nu mai au posibilități prea multe. Cine îi mai cheamă la un job? Cine îi mai cheamă să-i întrebe de sănătate? Cine îi mai consultă în ceva? Dar cu toate acestea, ceea ce au bătrânii și n-are nimeni decât ei, ei au valori, au principii, toate astea sunt testate în viață, au realizări, au realități, au experiența de viață și nimeni nu le poate lua demnitatea cu care au trăit. Asta e foarte mare avere. Demnitatea cu care ai trăit. Chiar dacă e numai un talent. Ăsta la alt cu energia lui, cu timpul lui, cu potențialul lui, cu anii care are în față, nu are nimic din ceea ce ai dumneata. Și stai și te uiți și spui, e numai un talent, ce pot să fac cu el? Apropo de Viktor Frankl, el face parte dintr-o școală de... El a studiat medicina, psihiatria, medic-psihiatru și a fost parte din ceea ce se numește în psihanaliză a treia școală de gândire. Sunt trei și toate trei sunt la Viena, toate trei sunt în Europa. Și prima școală este, sigur, știut și se învață în școli, cea lui Freud, Sigmund Freud. Apoi este Alfred Adler și este Viktor Frankl cu cea de-a treia. Freud zice în școala lui că drive-ul cel mai puternic pe care îl are omul este plăcerea, senzualitatea. După el a venit un al doilea, Alfred Adler, și a spus, nu, drive-ul cel mai mare, cel mai puternic, chiar decât plăcerea, este puterea. Omul vrea să fie în charge. He wants power. Și ăsta care a ieșit din Auschwitz, credincios în Dumnezeu, care a spus, numai Dumnezeu m-a salvat, ăsta a venit și a zis, nu, nu, este pus de Dumnezeu un drive mai puternic, mai profund decât plăcerea sau decât puterea. Este drive-ul pentru semnificație. Tot timpul omul caută această valoare, această semnificație. Cine sunt eu? Ce am eu? Ce am primit eu? Care e identitatea mea? Care e valoarea mea? Care-i sensul vieții mele? Și închei cu mărturia unui deținut de la Auschwitz, un deținut cu numărul 16670, un polonez, Maximilian Kolbe. Sigur că el vine cu un background catolic, poate asta nu place evanghelicilor îndeajuns, dar n-are importanță. Important este ce s-a întâmplat acolo. A fost arestat acest credincios catolic pentru că a ascuns evrei. 2000 de evrei a salvat. Sigur, până la urmă, nemții l-au prins, l-au închis și l-au dus la Auschwitz, l-au dus în lagările de concentrare. Și a fost arestat pe 17 februarie 1941. Și acolo, în închisoare, predica și acorda asistență spirituală muribunzilor și celor din jur. S-a întâmplat însă la sfârșitul lunii iulie un fenomen extraordinar de dramatic. Trei deținuți au dispărut din baracă și ofițerul german, ofițerul SS, a venit și a zis, vreau să-mi spuneți ce s-a întâmplat cu cei trei. Nimeni nu știa,
sau nimeni nu vrea să spună, și atunci a zis, bun, pentru asta, 10 din voi sunt condamnați la moarte. Și i-a ales, tu, randomly, tu. Și când l-a ales pe unul din ei, Francisc Gajonicek, și ăsta să fi fost ceva polonez sau ceh, nu știu, ăla a strigat ca un disperat, soția mea și copiii mei, ce o să se întâmple cu ei? Și atunci Maximilian Kolbe i-a spus ofițerului, ia-mă pe mine în locul ăsta. S-a uitat speriat la el. Și a zis, mă, popă, ești normal? A zis, da. Pe ăsta lasă-l să meargă la copii și la nevastă și pe mine ia-mă în locul lui. This is not a joke, this is not a nice story, this is not even a pildă sau ilustrație, this is real. A zis, o să muriți fără mâncare, o să vă înfometez până muriți. Pe toți 10 i-a băgat într-o carceră și i-a ținut acolo fără mâncare și fără apă. Au murit pe rând și Maximilian Kolbe le dădea asistență spirituală și conducea la Hristos și se ruga cu ei. Și după 14 zile, pe 14 august 1941, s-au uitat pe vizorul celulei și au văzut că Maximilian Kolbe este încă în genunchi. Ori era în picioare, slujind la ceilalți, ori era în genunchi. Nu murea. Atunci au decis să-l otrăvească, să-i dea o injecție din aceea, să-l omoare. Un om care a avut un singur talent. N-a avut 5, n-a avut 2, a avut unul singur. Știți care a fost acela? Viața lui. Ce a spus Domnul Iisus? Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața. Dumnezeu ne-a dat viața. Eu nici nu mai pun acum că poți să cânți, că poți să scrii, că ești talentat la istorie, că ești talentat la... ești un super handyman, pe tot ce pui mâna, e super ce știi să faci cu mâinile tale. Ești talentat la limbi străine, ești talentat în business, ești talentat în lucru cu copiii. Nu, eu plec de la acest singur talent care se numește viața noastră și pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Ce facem cu ea? Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului și să spunem, Doamne, dă-mi din nou semnificația că sunt prea iubitul Tău, că sunt copilul Tău, că sunt fiica Ta, sunt fiul Tău, sunt cel pentru care ai murit Tu și ăsta-i prețul meu, asta e valoarea mea, nu ce spun oamenii, nu ce zic alții, nu ce am sau ce nu am. Asta e valoarea mea. Apoi în Hristos m-ai pus în relație cu Tatăl și m-ai pus în relație cu aproapele. Și am o viață, viața mea, pe care mi-ai dat-o. Un singur talent. Învață-mă ce să fac cu el. Învață-mă cum să slujesc, învață-mă cum să-l investesc, învață-mă cum să ating pe alții în dragostea Ta și să înmulțesc talentul acesta. E unul singur, Doamne. Nu-i nimic. Dar mi l-ai dat Tu. Acum dă-mi înțelepciune să știu ce să fac. Pentru că vreau să mă pun la dispoziția Ta, vreau să mă pun înaintea Ta, vreau să mă rededic Ție, Doamne. Nu mai vreau să trăiesc în criză. Criză de valoare, criză de relație, criză de viziune, nu mai vreau. Să fiu nemulțumit, să fiu frustrat, să fiu mereu comparându-mă cu alții, nu. Doamne, mi-ai dat viața asta, e darul Tău, e un dar sacru. Indiferent ce spune declarația de independență. Pe Golgota Tu ai făcut o declarație de dependență. Depind total de Tine. Depind de Tine, depind de jertfa Ta, depind de mântuirea Ta, depind de Duhul Tău, depind de cuvântul Tău, depind de biserica Ta, de trupul lui Hristos, depind de Tine, Doamne. Chiar dacă mi-ai dat numai un talent,
E prima zi din toate zilele care mi-au mai rămas. Învață-mă ce să fac cu el. Învață-mă cum să-l investesc. Învață-mă cum să trăiesc. Învață-mă să trăiesc pentru tine și pentru alții. Învață-mă să ating cu dragoste pe toți cei din jur. Învață-mă, că nu știu. Sunt încăpățânat, sunt ambițios, sunt cu planurile mele, sunt cu visele mele lumești, firești. Iartă-mă, șterge toate astea și dă-mi valoarea ta. Și pune-mă într-o relație sfântă cu tine și dă-mi viziunea împărăției și a cerului ca să mă pot investi în alții, în copiii mei, în soție, în familie, în cei dragi, în biserică, în cei în mijlocul cărora m-ai pus cu un talent, cu viața mea. Fă-mă o binecuvântare pentru alții, te rog. Așa ne rugăm, așa intrăm în prezența Domnului.